majoritatea fermelor se colectează în mod regulat date despre numărul de animăluțe apărute pe lume, deoarece acest lucru are un impact mare asupra business-ului și programului de reproducere. Dar ceea ce s-a întâmplat într-o fermă din Filipine pur și simplu nu se așează în cap. Dar ce să vă spun, acuși o să vedeți totul singuri. Nașterea miraculoasă. Fermierii probabil sunt tipul de persoane care sunt adesea subestimați. Când oamenii se gândesc la agricultură, de obicei își imaginează recoltarea, dar de fapt nu e o simplă profesie. Aș spune chiar că aceasta este o vocație. Ferma găzduiește de asemenea multe specii de animale, care dau acele produse pe care le mâncăm în fiecare zi. Dar ce se va întâmpla dacă unul dintre aceste animale va aduce pe lume ceva ce se aseamănă cu o creatură din filmele de groază? Asta a văzut în viața sa un fermier din Kenya. La ferma lui creșteau nu numai plante, ci și multe tipuri de animale, cum ar fi capre, văci, căini, gâște, rațe și desigur porci. Pe ultimii îi creștea într-un număr mare, deoarece furniza carne de porc majorității din populația locală. Odată, fermierul a plecat să viziteze purcica însărcinată, care era pe punctul de a făta. Dar când a văzut pe cine a dus pe lume, inima i-a sărit din piept, fără exagerare. Lângă purcică era ceva asemănător unui hibrid de om și porc. Atunci când fermierul a privit mai atent această creatură ciudată, a fost îngrozit. Era ceva mic, cu o gură mare, plină de colți ascuțiți, pe mâini erau degete cu unghii lungi, pe cap erau câteva fire de păr cenușii, iar pe unele părți ale corpului erau niște piete albastre ciudate. Fermierul a decis să arate tuturor celor din jur descoperirea sa și oamenii erau surprinși și dezgustați de această creatură. Sătenii desigur că au făcut poze hibridului și le-au postat pe internet, ceea ce a provocat o furtună de emoții în rândul multor utilizatori. Oamenii nu au putut crede în ceea ce văd pe ecranele lor și unii erau chiar siguri că aceste poze sunt photoshopate. Noutatea nașterii acestei creaturi ciudate a nimerit chiar și la televizor și abia mai târziu, după ceva timp, a apărut o explicație. Creatura hibridă era de fapt un model realizat din cauciuc și silicon de către un celebru artist italian. Mai târziu, această sculptură a fost vândută unui colecționar american pentru o sumă bunișoară de bani. Povestea unei ferme. Dar următoarea poveste este 100% reală. Un fermier din Filipine a spus că capra lui a dus pe lume o creatură care semăna cu un amestec de porc, om și ied, iar el se temea că e blestemat. Toată familia era îngrijorată că le va aduce nenoroc. Cei doi ei trebuiau scoși cu ajutorul cezareanii, dar totul s-a schimbat cardinal când în lumina soarelui a apărut acest animal ciudat. Apoi și-au dat seama că ceva nu este în regulă. Conform mesajului vecinilor și a unor oameni prezenți în timpul procesului, ei pur și simplu au început să țipe când creatura de origine necunoscută a ieșit din capră. Proprietarul mai târziu le-a spus reporterilor într-un interviu: "Am fost șocați. Nu am putut găsi nicio explicație pentru ceea ce am văzut în fața ochilor. Toți vecinii s-au adunat în casa noastră pentru a vedea mai bine creatura neobișnuită." Din păcate, atât iezii cât și mama lor nu au supraviețuit până a doua zi, ceea ce a provocat frică în rândul sătenilor. Oamenii credeau că creatura ar putea fi blestemată. Mai târziu, medicii experți au spus că fătul pare să fi suferit o mutație în uter. Este un caz de mutație genetică. De asemenea, este posibil ca mama să se fie îmbolnăvit de RVF sau de un tip de virus din cauza mușcăturilor de țânțari, ceea ce a provocat o malformație fătului, a spus doctorul Salses din Universitatea din Filipine. Căprița caracatiță. Într-o fermă din Croația, pe lume a apărut o creatură cu adevărat unică și uimitoare, căprița caracatiță cu organe genitale feminine și masculine. A adus-o pe lume capra cu numele Sharko. Proprietarul fermei, Soran Paparic, susține că aștepta cu nerăbdare această zi, dar nici nu s-a putut gândi să vadă astfel de miracol al naturii. Când bărbatul a intrat în hambar, a văzut ceva neobișnuit.
Zoran a spus într-un interviu că a fost pur și simplu uimit de ceea ce se întâmplase și la început a refuzat să creadă în ceea ce vede. L-a chemat pe vecinul său la ajutor. Căprița mutantă stătea lângă celelalte sănătoase. Când am numărat câte membre are, am fost incredibil de surprins. Credeam că am un fel de probleme cu ochii, pentru că totul părea dublu în ochii mei. Atunci l-am sunat pe vecinul meu pentru a veni și am confirmat că nu sunt nebun, spune Zoran. După socotirea membrelor, proprietarul fermei era convins că mințile nu l-au părăsit și a chemat medicii veterinari locali. Specialiștii interesați au venit la locul cuvenit și au examinat animalul și au adăugat că această capră nu este doar cu 8 membre, ci și este un mutant cu organe masculine și feminine. Prima săptămână va pune totul la punct, ceea ce înseamnă că dacă căprița va supraviețui, cel mai probabil va fi capabilă să trăiască încă câțiva ani. Privind înainte, așa și s-a întâmplat, dar de ce animalul s-a născut cu 8 picioare și astfel de organe genitale încurcate? După cum explică experții, motivele apariției picioarelor suplimentare este fuziunea a 2 făți în uter. Toate aceste membre sunt ale fratelui Jamon, slab dezvoltat. Apropo, astfel de animale cu patologii rare, de exemplu în India, sunt considerate divine și se bucură de respect special. Porcul maimuță chinezească. În China s-a născut recent o creatură foarte ciudată, despre care localnicii vorbesc ca despre ceva teribil și dezgustător. Deși nu este ciudat, pentru că în loc de porc, la o fermă din provincia Guizhou, s-a născut un hibrid cu capul unei maimuțe. Membrele lui inferioare sunt de 2 ori mai lungi decât cele posterioare. Prin urmare, animalul nu este capabil să meargă, ci doar să sară. Puștiul era al 6-lea la purcică care trăia la fermă deja de 9 ani. Când l-am văzut cu ochii mei, la început nici nu am înțeles ce e în fața mea. Prea înfricoșător era acel purcel, dacă îl putem numi așa. Pe scurt, este ceva de neînțeles. Proprietarii mult timp se gândeau ce să facă cu el și chiar s-au gândit să omoare animalul, dar fiul lor nu le-a permis să facă acest lucru pentru că era foarte atașat de el. După ce experții și medicii veterinari au examinat porcelul, au concluzionat că ei singuri nu pot spune ce a adus la astfel de mutații. Oamenii de știință nu au înregistrat niciodată îmbinarea acestui animal cu maimuța. Creatura demonică. În satul din Argentina, din provincia San Luis, un eveniment șocant s-a întâmplat cu câțiva ani în urmă, după care localnicii nu s-au putut recupera încă mult timp. Faptul este că s-a născut o capră neobișnuită, care a provocat acest șoc. Doar imaginați-vă, pentru rezolvarea acestei situații au intervenit chiar și oamenii legii. Dar cum ar putea o capră să provoace un astfel de interes? La ferma doamnei Gladys Oveido s-au născut pe lume 2 iezi. Unul dintre ei era absolut normal și sănătos, dar al doilea s-a născut deja mort. Așa ceva se întâmplă destul de des. Dar chestia este că botul lui a fost atât de deformat, încât semăna cu fața unui demon adevărat, pe care adesea ni-l arată în filmele horror. Ochii ieșeau foarte tare din orbite, iar maxilarul inferior era deformat, ceea ce îl făcea să arate foarte teribil. Noutatea despre nașterea unei astfel de creaturi demonice a șocat populația locală și chiar a provocat o panică. Cineva chiar a sunat la poliție și a povestit despre ce s-a întâmplat. De aceea, organele de drept au venit la fața locului, dar vă dați seama că nu au putut face nimic. Din cuvintele lui Gladys însuși, corpul iedului era normal, dar chipul nu corespundea cu a unei capre normale. Polițiștii au încercat să calmeze populația alarmată a satului și i-au îndemnat să nu se teamă de această creatură.